Dezbaterile televizate în formatul Karl Popper au devenit o provocare adevărată pentru elevii Liceului Teoretic Matei Basarab din orașul Basarabeasca. Tema dezbaterilor, proiectul Uniunii Europene, sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Matei Basarab este insuficient mediatizat, a descoperit un șir de argumente pro și contra în taberele celor două echipe, afirmatorii și negatorii. Eficiența energetică este o realitate pentru țara noastră. Dar, din păcate, puțin lume cunoaște despre acest proiect. Se presupun că în urma acestui proiect va crește nivelul de confort termic și se va asigura o ventilație corespunzătoare în liceul nostru. Elevii, cadrele didactice, adolescenții și părinții ar trebui să fie informați despre acest proiect și să cunoască câte ceva, să cunoască anume informații despre acest proiect. Însă, după părerea mea, proiectul dat este insuficient mediatizat. Ce proiectul sprijinirea eficienței energetice implementat în instituția celor teoretic Matei Basarab este suficient mediatizat și continuă să-i fie asigurată vizibilitatea în spațiul online, fiind promovat prin intermediul mai multor activități la nivel de instituție. În primul rând, pentru a crește nivelul de informare și sensibilizare a utilizatorilor cu privire la eficientizarea liceului, s-au desfășurat mai multe ore de energie în cadrul tuturor claselor liceului. De asemenea, în cadrul orei de management al clasei, au avut loc mai multe ore demonstrative cu diferite generice. Utilizăm, dar nu excesăm, și economia viitorului. În mediatizările actuale se vorbește nu doar despre etapele de desfășurare, ci se vorbește și despre începuturile acestui proiect. În special, faza a patra a fost activ mediatizată la etapa executării, atunci când apar probleme neprevăzute cu schimbarea acoperișului, pentru care a fost nevoie de investiții suplimentare bănești. La fel din aspectul 3.6 al planului de management energetic al instituției, unde se presupune diseminarea informațiilor prin intermediul ședințelor cu părinții, în cadrul careurilor, mass media și plasarea pe panouri de informație a materialelor demonstrative, toate punctele au fost respectate. Deci, după trei runde de joc intelectual, mai convingători s-au dovedit a fi elevii echipii negatoare. Ei au demonstrat că promovarea proiectului este făcută atât în mass media tradițională, televiziune, radio, ziare, reviste, cât și pe net, în rețelele sociale, platforme multimedia, website-uri, pe panouri informative în oraș, prin evenimente ale liceului, orașului și ale părinților. Orice concurs, da, presupune că o echipă iese, dintr-un concurs o echipă iese câștigătoare, dar eu cred că noi astăzi toți suntem câștigători. Personal am mai aflat și alte detalii, fiindcă colegii voștri singuri s-au informat, eu doar le-am amintit de pașii acestei dezbateri. Am exersat și la ore, dar n-am organizat dezbateri în așa mod, da? Cu spectatori în față. Personal, în calitate de profesor de limbă și literatură română, eu am apreciat prestația lingvistică. Pe mine mă convinge cel care argumentează și exemplifică, vă știți. Și cred că de acum așa ați înțeles după aplauzele colegilor, da? Eu n-am să numesc punctajul, am să zic așa că echipa negatorilor au ieșit învingători. Nu cu multe puncte, dar au ieșit învingători. Echipele participante au primit în dar tricouri, seturi de cărți de la editurile din Republica Moldova, printre care și romanul Tema pentru acasă, de Nicolae Dabija, pentru care au ținut și un minut de reculegere.
în legătură cu trecerea în eternitate recent a autorului Nicolae Dabija. Iată aici am un set de cărți, Tema pentru acasă, Nicolae Dabija, Dumnezeu să-l ierte. Că poate, dacă nu sunteți împotrivă, să facem menul de reculegere. Așa, da, vă rog frumos. Pentru autorul cărții Nicolae Dabija, Tema pentru acasă, care ne-a fost călăuză și ne este totdeauna. Te-ai schimbat viața de vorbă cu Ema, ați auzit așa cărți, da? Da. Așa, și mai sunt și de alte genuri. Voi le aveți acestea, în partea aceasta la întâlnit. Primul, dacă nu ești primul, ești ultimul. Eu sunt femeie, fii obsedat sau mediocru și... Implementarea proiectului Uniunii Europene, sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Matei Basarab din orașul Basarabeasca continuă până în luna septembrie 2021, timp în care proiectul va fi promovat cu suportul elevilor, profesorilor, părinților, Asociației Obștești for Happiness din orașul Basarabeasca. A fost util să fiu prezent la această activitate pentru că Asociația For Happiness beneficiază de un grant din partea Uniunii Europene pentru informarea beneficiarului de proiect Spărirea Eficienței Energetice a Clădirii Liceului Teoretic Matei Basarab. Deci mi-a fost important să cunoaștem opinia elevilor, opinia celor prezenți despre cât de tare este sau nu este imediatizat acest proiect și ne va fi utilă această informație să o utilizăm în continuare pentru a îmbunătăți acest aspect. Deci ne-au convins astăzi prin luările de cuvânt, prin felul cum au cercetat problema care s-a discutat în cadrul jocului și câte informații interesante ne-au prezentat și cât de bine și-au argumentat punctul de vedere. De asemenea, au fost cei care au putut să selecteze anume acele momente care le-au fost neclare și au adresat întrebări corecte la temă și au așteptat răspunsuri iarăși bine chipzuite. Ei s-au manifestat din plin și eu s-o cot că astăzi au dat dovadă de anume de perseverență, de cunoștință și dorința de a anume a se implica în asemenea activități. Chiar dacă în urma acestei competiții am ieșit neînvingători, dar totuși am aflat multă informație care, desigur, mă voi împărtăși și cu colegii mei. A fost primul joc, așa să zicem, de dezbatere, care mi-a plăcut și mi-a trezit așa sentimentul de bine dispunere. Astăzi a avut loc o dezbatere între două echipe, afirmator și negator, și am învățat, în primul rând, să avem răbdare să ne ascultăm unul pe altul, să lucrez în grup și să vedem cine tot ce are a avut dreptate în această dezbatere, venind cu argumente contra și pro. Consider că ambele echipe au fost destul de bune, dar doar că au avut unele momente în care parcă nu erau siguri pe ceea ce spun și asta ne-a asigurat nouă victoria. Sunt bucuros că am participat la această dezbatere pentru că am învățat ceva nou și voi ști de azi înainte cum are loc o dezbatere adevărată în fața camerei și cu un juriu adevărat. Și astăzi la această dezbatere au participat într-adevăr elevii mei, fiind puși în situația de a se confrunta reciproc. M-am bucurat că au avut o prestație bună și au reușit să-și argumenteze foarte bine punctul lor de vedere. Și chiar dacă tema acestei dezbatere a sunat că proiectul demarat în instituția noastră este puțin mediatizat, chiar și prin intermediul acestui joc, a fost tot o mediatizare pentru că toți participanții au avut ocazia să audă mai multe informații de la ei. Dezbaterile publice în formatul Karl Popper s-au desfășurat în cadrul proiectului Cartea Albă a proiectelor UE la nivel local, sprijinit de Uniunea Europeană și implementat de Asociația Obștească Prospect din orașul Cimișlia.